Ministerul Educației a decis să se prelungească perioada de înscriere în învățământul profesional și dual. Această schimbare nu influențează calendarul și procedurile de admitere în învățământul liceal teoretic, au mai transmis reprezentanții ministerului, conform ordinului Ministrului Educației numărul 6070 din 2023, care permite Comisiei Naționale de Admitere să aprobe în cazuri justificate modificarea termenelor și perioadelor din calendarul admiterii în învățământul profesional și dual pentru a anul școlar 2024-2025 s-a decis prelungirea termenului de înscriere în învățământul profesional inclusiv dual, prevăzut inițial să se încheie pe 5 iulie, pentru a asigura tuturor absolvenților de gimnaziu timpul necesar pentru a finaliza procedura de înscriere. Astfel, perioada de completare a fișelor de înscriere și înscrierea propriu-zisă în învățământul profesional individual dual se prelungește până pe 11 iulie 2024, au declarat reprezentanții Ministerului Educației. Conform aceleași surse, validarea listei candidaților admiși în învățământul profesional de către Comisia Județeană sau a Municipiului București, precum și a listei candidaților înscriși în învățământul dual, se va face până pe 19 iulie 2024, urmând pașii stabiliți în calendarul admiterii. Această ajustare va determina modificarea etapelor ulterioare pentru candidații care aleg învățământul profesional sau dual, conform calendarului anexat, a precizat Ministerul Educației. Reprezentanții Ministerului Educației au subliniat că această modificare nu afectează în niciun fel calendarul și desfășurarea procedurilor de admitere în învățământul liceal teoretic. Potrivit edupedu.ro, dosarul de înmatriculare care trebuie completat de elevi este format din următoarele documente: fișa de înscriere în învățământul profesional dual în original, cartea de identitate în copie certificată conform cu originalul, certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul, foaia matriculă pentru clasele 5-8, copie și original, adeverință cu notele la tezele cu subiect unic, examen de capacitate pentru candidații din seriile anterioare. Reprezentanții Ministerului Educației precizează că modificarea nu afectează în niciun fel calendarul, respectiv desfășurarea procedurilor de admitere în învățământul liceal teoretic.